mai poate să beau țigări, n-avei. Mamă, n-am nici mască, ești nebun la că baia mască. Haideți, doamne, vă rog eu frumos. Care o țigară, ultimul țigară. Băi, nu mai faceți gălăgem aici. Bre, se termină băiatul care... Haideți, doamne, vă rog eu frumos, vreau să plec, am un copil așa acasă. Pleci imediat. Familie. Imediat plecați, domnule, stați puțin. Păi, doamne, unde? Pe lumea alaltă. Am eu cardă, dă mai cel agresiv? Ce carduri? Bre, ajută-mă și pe mine o secundă. Acolo, cu ce să te ajut, bre? Trebuie să iei să din nou, crezi că merge? Nu, nu, mă iei în brațe, te faci tu invizibil și după aceea ne facem amândoi invizibil. Dar nu puteai să dai și tu un din ăsta să intri din nou în oraș. Am fost să vin aici. Hai, dați-vă aia, dai drumul, să vină coace. Aș putea să dai. Dă-te de lângă mine, ai putea să dai tu, ai putea să-ți dau un glonț în cap dacă îmi taci. Are care vrea să-mi dea și mie armură? Te iubesc. Băi, ce, tu ești Cezar? Da, da. Ce carduri ai? Pacific din alea? Da, da, da. Sau carduri de credit furate? Da, 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 te care trebuie la Pacific aici. Să dau eu sau vă dau dumneavoastră? Îmi trebuie termală, ai termală? Da, am trebuit. Păi termam, n-am vorbit mă să dăm jafuri și noi avem nevoie de termale în pana mea. Nu face nimeni nimic, frate, mafia asta. Păi ai zis că nu ai. N-ai zis că n-ai termale? Am. Cum să n-am? N-am nicio. Dă-mi și mie, da. Ia-ți poziție. Ai și laptop de ăla, nu? N-am laptop, dar... Hai că zic. Perfect. Care mergem noi, patru? Domnul de ăsta de jos, aia nu. Și ce da. Ce poziție? Unul să țină ușa. Mă, cred că mai trebuie unul. Patru, patru, ia mă, vedeți, patru, patru ăsta cred că e, nu? Patru, tu nu, care patru, ești patru, cu MG-ul ăsta? Unde-l vedeți, bă, băieți, ajutați-mă și pe mine, că sunt 85, 4, 4, 8, 5, vedeți, spunea 4, 4, 8, 5. Dacă e mai cineva aici? Urma pe ăsta, 4, 4. 1, 2, 3, 4, suntem 4. Ajutați-mă și pe mine, băieți. Tu ai grijă de ușă. Okay? Adia n-ai bărat, că bă, ceva. Dai grijă de ușa asta să nu vină nimeni. 4, 4, 8, 5. Eu negociez să faceți puțină liniște pe căscuță. Bă, voi vedeți, mă, băieți? Să mă arăt GPL-am dacă îl văd pe ăsta, 4485. 850179, uite, 7 și 9, dar nu e cu... 4 și 4. Sus, acolo, bre, acolo, pe dracu, sus, acolo, auzi și pe ai mei, sus. A, uite-l, mă, bă, unde l-am văzut, 4485. 44, ce-a făcut, mă? Trebuie să vin și acolo cu voi? 1, 2, 3, 4, 5, suntem deja 5. Am apăsat pe... Din câte știu, nu. Da, tu stai aici la porta asta, da? A venit poliția? Cine negociază? Cine negociază? Lectul. Ai dat peste de nu știu câte ori. Posibil, Cosmin, posibil. Nu zic că nu-l vedeam, frate, câteodată nu vezi, în pana mea. De asta vă întreb și pe voi. 4771, 47, 4771. Ia să vedem, 4771. Gata, l-am găsit. Ah. Nu, eu o să iau clientul în dreapta acolo. Vreau să știu cine ia banii. Eu banii de la intrare. În spate ce văd? Eu nu știu, am mai dat un jaf și nu am mai primit nimic din ce am dat acolo. Bă, fiecare și-a ținut. Eu ți-am dat două. Ce două? De la cine? Ți-am dat banii și ți-am dat și diamantele.
Depinde dacă au scăpat, dacă n-au scăpat. Dumnezeu cu mila. Hai că n-am reușit să-l deschid, doamnește. Hai băi, scădăm drumul la Jia, a fost magnific. Ce vă place să intrați înaintea mea și eu trebuie să pun ăla aici. Nu, eu păzesc. Vezi stânga, dreapta, frumos? Se numește sincron, bre. Să nu ne împuște banii, nu? Să nu ne tragă. Țeapa. Dar cu cutiile alea ai aflat ce trebuie să faci? Ce cutii? Cu diamante care ți le-am dat. Nu știu, bă. Ia tu, Florin, acolo. Și după aia te duci și ieși în spate. Sau uite că a mai venit unul. Eu iau în dreapta, Tudor e în stânga. Cezar e în dreapta, spate. Și mai unul cu noi, tot așa, e în spate, stânga. Tibi, nu stau să dau res. Eu iau aici, în dreapta. Tudor, tu care ești? Asta de aici. Ok. Și cine mai e aici? Cezar și cine mai e? Terminăm în 3 minute. Cine e bre aici ăla cu părul alb? Bucătarul? Cine e? Bă, să zice-l împuși pe ăsta că nu vorbește. Axinte, nu știu. Axinte, tu ești, mă? Dă-și tu un mesaj pe spate ceva. Păi nu știu, nu zice nimic. Dar bă, că ea. 1.9.1.60, nu știu ce e ce ne pierde. A, nu, e 200... 1.9.1.60? Axinte, tu ești bre, lasă-și tu ceva deasupra capului, ceva, să știm și noi. Stai că a dispărut ăsta de aici. Vine poliția, domnul Bebeche, o spiege prin palet. Tu de-o s-a dus în pana mea. Hai mă, s-a dus fix când lua banii. Hai, Axinte, haide să mergem. Am reușit să luăm banii, cred. Nu, că n-a luat Tudor. Că i s-a dus. Cu ăștia ce să înlungiți pe aici, pe jos, băiți? S-a mai supărat din lume. Domn Pericol, dați un revive că unul a murit de set. Da, mă. Ce mă, n-am zis nimic, șefule? E păcat. Are, are. Iată, bun. Avem pizza. Ok, ok. Mi-e frică. Da, eu zic că ținem dat. S-a terminat. Suntem gata. Nu! Adică o să mor? Dacă mai vorbești mult, ai toate șansele. Prima picane, tot dar am luat banii. Bravo, Tudor. Ușor. Poftim? Ridicați-vă ușor. Gata, șefule, gata, gata. Țineți mâinile sus. Păi nu pot, șefule, că sunt încă tușat. Suntem legat, șefule. Ah, okay. Să știți că au făcut blocaj toată strada, e blocată cu... Rămâneți aici, rămâneți acum, mergeți în spate acolo la... la ATM-ul și stați acolo. Pentru ce s-a negociat? Zile, să nu mai avem nicio cale liberă. Okay. Domnul Pericol. Aveți grijă când ieșiți din bacă să luați drept în urmă cu laicurile alea, bă. Bă, zici... strada blocată cu vorbă, bă, ăștia nu apasă, frate, butonul de ridică dacă le zicem noi în pană. Cred că avem o problemă. Dacă vă uitați pe strada aceasta în dreapta, mai sunt mașini aici. Stăm în ținta poșă? Pe partea asta tot această mașină. Acolo hai să zicem că e perfect. Mă auziți? Alo? Mă aude cineva? Mă auzi? Mă auzi? Da. Mulțumesc, bebe! Oare are cineva 2 milioane? Eu n-am armă, nicio armă. Ce? N-am armă. Deci spune-o să facă liniște. Am zis 2 milioane. Și-a lăsat cam aici. Nu știu, eu mă uitam la cură, la curul lui domnișoare. Care-o zis asta? Care-o zis asta? Ostaticii. Voi faceți liniște aici. Ia dă-te de aici puțin. Mută-te bre de aici, n-auzi? Că se numără 1, 5, 2, 10, 12, 15, 20. Mută-te și mai încolo. Băi, ți s-au aranjat camioanele. O să fie haos. Haos. Chem și băieții din spate? Păi, dacă suntem gata, da. Băieții, puteți să veniți în față, la intrarea din față toți. Hai toți în față, la intrare. Bă, nu înseamnă să veniți peste noi aici.
Rămâneți acolo mai în spate, bă, unde veniți scălare aici peste noi, bă, în spate toată lumea. În spate. În spate, în spate. Bă, care e ăla care a negociat? Mi-a stat bine aici? Păi ia-ți poziția aici, vorbește cu ei, să ieșim, să mai plecăm odată, ce dacă facem, stăm aici? Unde-i Gigi, băi, ești Gigi în concediu, băieți. Să-ți pregătiți, băieți, să ieșim? Da. Din spate? Liniște! Nu lăsăm-o statici, scoatem în fața băncii. Unde trebuie să vin, că... Statici sunt bine, puțin plângăcioși, dar sunt bine. O să-i aducem aici în față. Momentul 2, noi... Aia e. Hai, o statici, ieșiți afară. Lăsați o statici prin iată, ieșiți și vă puneți în genunchi, haideți. De la țară cu tine, înapoi. Vă puneți în genunchi aici, o static. Ce facem, mă? Bă, plecați de aici, băi, care te-ai sui, mă, la mine aici, mă, în mașină, bă? Care te-ai sui la mine în mașină, frate? Ai venit cu mine? Dă-te jos din mașină. Dă-te jos din mașină. Dă-te jos, bre, din mașină, n-auzi? Bă, dați-vă jos, mă, că n-ați venit cu mine. Dă-te jos. Dă-te jos de aici, din mașină. V-am zis să vă luați mașinile voastre. Nu înțeleg, frate, de ce nu și-a fiecare mașina lui, mă, frate. Băiți, nu vă duceți la casă. Vă duceți pe Paleto, vă duceți pe toate zonele, nu la casă. Da, da, da. Și vă zic, de fiecare dată v-am explicat, la Jaf te duci în mașina cu care venit, exact în mașina cu care venit. Nu te sui în prima mașină pe care o vezi, v-a sui toți la mine în mașină. De-aia vă pun să vă luați mașinile, să vi le parcați singur unde doriți. Păi, normal că a fost alt bomba lor. Scăpat cu banii. Poftim? Am scăpat cu banii. Și eu, perfect. Ata, vă rog să nu vă duceți acasă. Am rugămintea asta, nu vă duceți acasă. Da, Tudor. Mi-a picat creierașul pentru dar o secundă. Dar mi-ai zis odată, da. Trebuie să mai repet și aici odată. Bebe, dacă tu nu poate... mă urmărește poliția, am că voie să merg acasă. Nu, nu te duci acasă, 15 okay. Minute nu trece nimeni pe acasă. Ah, ok, ok. Dar că am luat 1.600.000. Dar n-am făcut de pare că mă urmă aici. Deci chiar dacă am intrat acum, n-am voie să mă duc la acasă, nu? Nu, nu, nimeni nu se duce acasă. Ok, ok. Mamă, cum e garajul ăsta, e pe apă pus în pana mea. Unde-i frate? Ia, uite, uite-l. Trebuie să schimb mașina, am și o mașină parchează. Am și o mașină care n-are treabă cu ăsta, Dacia Logan. Mercedes. Mai am. Hai cu neața. Mă duc până acasă, băieți. Băieți, eu sunt cu o dubă roșie. Mă duc până trec pe la casă pe acolo să văd care e treaba. Bebe, am avut azi niște probleme cu poliția. Era o mașină albastră, cred că era de poliție, sincer. O mașină albastră mare. E un Volvo. Nu știu, ăsta era un jipan ceva albastru. Se aude sirene. A, uite-l, 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 uite-l. Băieți, dacă stați la casă, intrați în frigider și ascundeți-vă acolo în frigider. A, după supode, după supode. Ok, ok. Dar câți bani am furat? Nu știu, băi, vedem, îi numărăm, uite, văd. Bebe, azi am avut o problemă foarte mare cu poliția. N-am verificat de două ori. Nu ai informații despre noi, din câte știu eu. Da, a fost o fată. Ce fată, mă? Rezolvat. Una care stătea cu Gianni. Și a dat informații? Care da, pod, numele meu, numele numai tale. Păi și pe Gianni nu l-a rezolvat cineva? Nu l-a rezolvat nimeni. Păi nu Gianni a zis nimica. Păi, dar respectiv a zis. Păi dar cine a adus aici? Mai bine și singure. Îl iubea. Îl iubea pe Gianni? Gianni o iubea pe ea. Gianni o iubea? Brec. Gianni zicea care dacă... Păi, care-ți deschis de focul? Pe bomba Gianni, rău, Gianni, ce dracu trage mine? Știam care ești. Bă, băieți, bă, bă, băieți. Nu mai deschideți focul, băieți. Mă aștept la oficial să aibă... creier, mă, băieți, nu trageți dacă nu sunteți, bă, dacă nu, și dacă e poliția, de ce să tragi?
A tras poliția în tine? Nu deschideți focul, păi dacă treci un polițist pe aici și tu tragi în el, știi ce ai făcut? I-ai chemat pe toți. Ce dracu cum aveți tărâțe în cap? A tras în mine. A tras în mine atunci, de-aia și... Cine a tras în tine? De-aia și trăgeam. Polițistul, de-aia. Când a tras mă în tine? Că eu n-am auzit foc. După mine a tras poliția eu ăla, de-aia și m-am și dus. Poliția, acasă, steze. Că pe unii dintre noi... ne-au arestat. Băi, poți să-l aștepte, dar nu cred că vine. E prost. Hai să... Pe unii au arestat. Băi, mută mașina asta. Am încercat să scap, dar... O poliție a plecat cu bombul ăla, prin dreptul spre secție. Bebe, mă duc și am frigider. Polițist pe acasă. Bă, ce v-am zis eu, mă? Ce v-am zis eu? Dacă stați la casă, să stați în frigider, bă, în frigider, bă. Ce ți-am zis, bă, și ție? Dacă stați la casă, să stați în frigider. Nu în curte aici hai, să treacă poliția să vă nu vadă. Mai este, nu mai este. Bă, ce-am zis eu, mă? Bă, ce-am zis eu, mă? Ce-am zis? Că te bagă în ușă, bă, te încui în ușă, te capa Ana, te zidesc în ușă. Am zis că dacă stați la casă, să stați în frigider. E ordin, mă, băieți, e ordin. Păi nu eram pe căscuț. Păi și eu ce să-ți fac că ești bombalu și nu ești pe căscuț? Alo. Să mai întâmplă. Hai în frigider, dacă vine poliția aici, să nu știe că suntem aici, înțelegi? Vin, se uită, au plecat. Tibi, Tibi, rămâi aici cu arma, ai armă. Rămâi aici și vezi să nu vină poliția. Stai acolo și păzește să nu vină poliția aici. Băi, ales în frigider, nu te bași tu în tufiș. Toți în frigider înapoi. Da, băieți, venim aici, suntem în frigider, toți numărăm banii, numărăm cașcavalul. Așa, băieți, uite-mă că sunt și băieți ascultători care stau în frigider. Hai să se ascunde aici, pe raft. Hai liniște. Dă-mi zi-mi idiu, zi-mi idiu, David. Și du-te și ia și de mâncare și n-astea. Zi-mi idiu, David, că-ți dau. Liniște, vă rog frumos. Lăsați-l până Bebe să vorbească. Pe nume Aurel. Bebe. Zice că vrea să intre la noi. Stați așa, băiți, un pic să vedem. Termale, două, mai am două termale. Ăștia nu mi-ajung pe data viitoare. Bani murdar, nu știu cât am aici. Una... nu, no, no. Cred că am 48 de milioane bani murdari. Trebuie să vorbesc cu un... trebuie să vorbesc cu cineva, Selin, dacă mă poate ajuta și pe mine cu banii. Vreau să-mi aștept cineva? Selin, cu cine să vorbesc și eu, Florin? Cine este, mă, Mafia Smurt? Răzvan Mafia Smurt. Nimeni nu iese afară. What? Mafia Smurt. Șurubel, lider sindicat, fără Andrei, lider Bazva. Iată ce-ți bă, că dau și eu un telefon să mă lăsă să aud aici, ce zice domnul. Liniște. Liniște. Să trăiți domnul Andrei, salutare. Salut, salut. Am și eu o întrebare pentru tine, că doar pe tine, doar tu mi-ai răspuns la telefon. Am și eu niște bani murdari, unde aș putea să-i curăț eu, că trebuie să împar cu băieți ăștia. La playeri, îi vindeți. Cum e că îi vând? La oameni, prin oraș. Păi și ei de ce ar cumpăra bani murdari? Pentru că au nevoie și ei, la sindicat acolo vă cere bani murdari. Cam cât, au cam cât de e task-ul? Cam cât? De bani murdari? Păi da, cam câți bani murdari trebuie să dai în fiecare săptămână, bănuiesc? Eu mai exact nu știu, trebuie să scrie acolo șeful de la sindicat. Ați voi să vă spună? Nu, voi, tu, de exemplu, tu, cât trebuie să plătiți? Că mă interesează păi așa numai. Păi eu acum nu mai sunt acolo. Spre exemplu, noi acum în organizația în trecut cât ați plătit, mă? Zi-mi eu din asta. Păi uite, noi acum avem amendă în organizația în care sunt 75 de milioane. Aveți amendă, am înțeles. Okay. Da, de bani murdari. Și banii murdari poți să-i vinzi cu de 3 ori mai scump sau așa în bancurații. Am înțeles, mâncare, am înțeles. Păi asta e bine de știut, e bine de știut. Tu nu, nu te interesează să cumperi dacă tot ai amendă? Cât? Cât aveți? Am vreo 48 de milioane. Ia stai două secunde. Vă dau imediat un telefon. Sigur, aștept telefonul tău. Eu am nevoie de bani cash, că am băieți mulți și trebuie să împar cu ei. Da, dă-mi da, telefon da, și anunță-mă, te salut. Da. Hai mă băieți că poate... Cine este mă Răzvan Mafia Smurt? Ce? Să nu-i lăsa, nu-i mai lăsa să iasă afară. No, okay. Băieți. Tibi. A, nu. Spuneți, domnule. Ce
Ce m-ați înghesuit aici? Vreți să mă băgați în mașină la spălat? Da, da. Un pic de loc pentru neabebe, un pic de loc. Faceți așa un rând, un rând. Mașina. Băieți, deci avem 48 de milioane, mai trebuie să-mi dea cineva bani. Mai am bani de primit de la Florin, cred, și de la Tudor. Faceți un culoare. Și mai este, cine a mai luat acolo cu mine? Cezar și Axinte au mai luat, nu știu unde sunt, sper că n-au fost prinși. Tudor, ai să-mi dai și tu banii. A, pe casa lui, cum poți să intru în mafie, băi? Gianni sus. Și? Bebe, poate să te știu de la... N-a zis unul că a dat informații. Azi că vorbesc eu, că... Dați-vă și mai mult. Dacă ți dai... Bagă bani aici. APK, dacă vrei să vii să te joci cu noi, tot ce trebuie să faci este să intri pe serverul House România. Vii aici la noi la casă, te ajută băieții să te îmbraci și bum! Ești cu noi în mafie. Avem, bă, tu cât ai luat, mă? Doar atâția bani ai luat? Hei, mi s-a întrerupt creierașul. Păi ai zis că ai luat, mă, vedea te și în pușcărie să te văd. Păi nu ți-am zis că am luat 1.600.000? Pistații. Bă, ești amar, bă, băieți, bă. Am luat pe tu deodată, viitoare luăm și noi pe cineva cu creier stabil. Hai că-ți mai dau de la mine. Păi nu vreau să-mi dai, îmi trebuia oia. Îți mai dau de la mine, aia. Cât trebuia să iei de acolo? Stai așa că mă sună cea. Îmi da break, am bani. Da, ia zi, domnul, da. Cât ai vrea pe ei? Păi fă-mi o ofertă ca lumea. Am 50 de milioane, fă-mi o ofertă să fie ce bine. Ce zici, 100? Păi asta înseamnă dublu, n-ai zis tu că se vinde triplu și mai mult? Depinde. 150 e bine? Păi 150 e bine, sigur că da. Altceva. Stai puțin să vorbești cu colegii mei, negociem acum și... Hai că eu mai strâng niște bani murdare și dacă e perfect. Vă așteptăm. Ne întâlnim la tine. Mă sun dacă vrei, ok? Mă sun dacă vrei și ne întâlnim aici. Hai, pa. Vorbesc. Bebe, poți să dai de la serie închid pe toată lumea. Băi, Amalia. Scuze-mă, prieteni. Am auzit că o ași cu Gianni? Băi, Axinte. Vino aici în spate să-mi dai bani, Axinte. E doar o relație. Poftim? Da, Axinte nu a fost jos cu noi. Bă, da, a fost. Dați-vă la o parte să ajungă Axinte la mine, e băiatul cu părul alb. Păi ce ți-i loc să ajungă aici să-mi dea banii? Păi ce ți-i loc, băi, n-auzi, mă, să-i faci loc, mă. Dă-te! N-auzi, mă, să-i faci loc, mă, că vă rog, mă. Păi ce ți-i loc ca să vină băiatul să-mi dea banii? Barbă! Lasă-l pe barbă, că l-ai bambală. Vino mai aici, aproape de bine. Hai, da, Tibi. Bă, la lati voie! Mai încolo, Accenti, să nu-i dai la altcineva. Băi, pisică, du-te-mă mai în spate, duceți-vă mai în spate, pisică ăștia, ca gulă roz. Du-te-mă mai în spate. Du-te-mă acolo lângă tabla aia. Băi, veniți mai în spate aici. Te descurci, Axinte, să-i dai? Trebuie să te duci pe mușcuie funul și câți bani ai acolo murdari, bagi în dreapta acolo și după aia îi tragi la păghiv. Băi, dați-vă din spatele lui că vă împuși pe toți dacă nu vă dați. Dați-vă, bre. Eu am coborât. Păi eu știu că ai coborât, dar nu ai bani murdar sau ce ai luat de acolo? Aur, ce ai luat? Nu vă mai înghesuiți. Bagă-te în mașina de spălat. Hai, line. O să mă bag imediat, stați așa. Băi, care mă... Nu am. Ce nu ai, Maxim? Ia stai, Maxim, că mă uit eu pe tine să văd. Cum noi dacă ai fost și ai luat acolo? Ia să vedem, apă, armură. Păi ai fost sau n-ai fost jos, Maxinte, că nu mai înțeleg. I-a dat calma. Bă, a fost Maxinte jos sau nu a fost el jos? El zice că nu a fost el, mă. Păi și cine a fost atunci jos? Nu a fost el, mă. A fost altcineva, ești nebun? A fost altcineva, mă, ești nebun? Care naiba a fost, mă, cu părul alb ca el? Gianni. Tudore. Poate a fost Adina. Gianni, ești? Bă, eu nu pot să-mi dau seama că a fost alții și l-o zis. Poate a fost Adida. Cine a fost ăla, mă, care a luat banii, mă? Poate este Adida. Nu e Adida, că Adida n-are părul alb, ești nebun la cap, ce dacă te vorbești? Unde-i Florin? Chemați-l pe Florin aici, băiți. Cred că știu cine. Cine? E Florin. Pe drum când mergeam a jefuit unul care tot era oprește. Cum poți să intru mafie? Vii aici un navi cu noi, mă, că tu ești de-al nostru. Tot așa ca... Oprește,
Oprește! Oprește! Oprește muzica de pe căsuță! Ziceți-mi CNP-ul celui care pune muzică. 2302. 2302. Mă, stai cu minte! 2302. Și-o căutat-o. S-a dus. Jucătorul este deja în mia, înseamnă că i-a dat altcineva. Cred că de acolo pune, cred că. Băi, să faceți un pic de loc. Băi, Gianni! Ia vină-mi cu acima. Loc, mă! Stai cu minte! Băi, Gianni! Am auzit că o muiere de-a ta ne-a dat în gând la poliție. Cum ne-a bebe? Așa am auzit. Care dintre ele? Păi tu ce faci? Orice muiere cu care le dai informații despre noi, chiar și ea cu orice fumeie. Cum adică care din ele? Ai mai multe? Ia auzi, bre. Ia auzi. Stai așa că mă sună domnul faci, lider de la Bradu. Da, domnul Andrei, asta spune. Liniște. Da. Da, domnul Andrei, te auzi, spune. Așa, acum o să vin la casă să negociem prețul și ne întâlnim. Ok, hai, veniți aici acolo. La casă la noi. Da, 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 vă așteptăm, imediat vă așteptăm, ajungem. Salut. Salut. Aveți careva să-mi dați apă? Băi. De ce ești nesimțit? Rămâneți puțin aici înăuntru, băi, rămâneți aici. Ce? Băi, unde-i mă ăsta, mă? Cine? Florin, unde-i Florin? Ăsta cine e de la tine din brațe? Dani, e pe gânduri. Mamă, îl cau pe unul, ne-a furat unul banii. Băi, rămâneți acolo, mă, înăuntru. Tibi, nu lași pe nimeni să iasă de aici. Dacă și dacă iese cineva, îi dau mult. Îi spui că îl împușcăm. Stai cu minte. Lasă-o. Băi, stai pe loc. Florine. Băi, Florine. Uite, bre, ce mi-am luat. Da. Ce vreau să zic? Am avut un șerpe între noi, mă, nebunule. Pe cine? Pe ăla care a luat banii și a zis că e Axinte. Nu era Axinte. Am filmare cu CNP-ul. Păi, eu știu CNP-ul în mare parte, dar păi nu mă interesează cine e, nu mă interesează CNP-ul lui. Ce dacă îl iau după CNP? Păi mă interesează cine e și de ce a ajuns acolo cu noi și nimeni nu l-a întrebat, bă, tu care ești? Să mai plângea un băiat că a luat un... De la noi, care e oficial, a luat 5 milioane de la un oficial. E cum îi spunem? Este... Nu, mi-a luat bani, niște bani murdari, mi-a luat mie ieri. Când am leșinat. Eu am cine crezut că Axinte. Un băiat, nu contează, mi-a luat, nu era sumă mare. Mi-a luat. Păi da, dar e ok să-ți ia? Eu am crezut că e Axinte și Axinte nu vorbește și până răspunde Axinte. Și știu că matale l-ai pus oficial pe Axinte. Păi, mai știu dacă e sau nu, nu e o problemă, dar ideea e că nu e, că și eu știu CNP-ul ăla și l-am luat pe Axinte, l-am controlat, n-am... Și m-am uitat la CNP-ul lui și nu are CNP-ul ăla Axinte. Deci ăla era altul, dar ideea că și el a răspuns așa, știi? Noi întrebam, tu ești Axinte? Și el așa a zis. Deci trebuie neapărat să facem rost de... Bă, care ești, mă, tu ăsta? Bă... Mi-a dat 30 de checkpoint-uri ieri. Te-ai comințit? Da. Doamne ajută. Și mai vreau să zic ceva. Bebe. Zi. Stai, bre, lângă mine. Stai lângă mine și dă-i la o parte pe ăștia. Cască să oprească muzica, te rog. Ce? Ce ne pere? Ziua, salut, salut. Salut, domnul Bebe. 2302. Iar a pornit. Domnul Bebe, am venit în legătură cu banii murdari. 2-3. Știi, știi, erau tare. Nu cred că putem să-i dăm oricumva mute. Băieți, da, Florin, da. Tu n-ai să-mi dai niște bani murdari? Ba, ți-am dat acum, bre. Ok, ok, n-am fost atent, sincer. Deci avem așa, fiți atenți, băieți, fiți atenți aici, fără negociere, fără nimic, 62 de milioane bani murdari, mm-hmm. Pe 150 de milioane bani curați. Eu zic că e o ofertă destul de bună. Pentru 62 de milioane bani murdari, vă pot oferi maxim 130 de milioane. Păi, e dublu, bre, e prea puțin. Am înțeles că l-ați foarte bun. Am înțeles că la trezărerie acolo în oraș, se dă triplu. Nu, nu. Nu există așa ceva. Eu așa am auzit. Tot la oameni venzi. Dar mă fiu mai bine. Zis. Și așa am auzit că este. Băi, eu fără... am 62 de milioane, fără 150 de milioane nu-i dau.
Mai bine îi țin eu, pun bani de la mine în parc cu băieții și după aia îmi țin eu și dau la sindicat când o să avem și noi săptămâna viitoare. Deci 150 de milioane, altfel nu... Am înțeles, mă las să vorbesc cu oamenii mei? Sigur, sigur că da. Bun, imediat. Izabela, da, Izabela, spune. Privesc că Andrei cu Anonymous, mamă, îl rup. Tot respectul, eu sunt de părere că în mafia ar trebui să fie persoane mai mature, că altfel ajungi la altele. Daria, nu mă interesează să avem persoane mature, mă interesează să avem persoane care vor să se distreze împreună cu mine, înțelegi? Și am impresia că pe ăla l-au fi oprit poliția. Bebe. Da. Tu... Am o ofertă. 130 de milioane și 200 de bitcoin. 300 de bitcoin. 120-300 de bitcoin. Ce sunt bitcoin-urile? Sunt coin-urile? Îi pune peste aia, peste aia 10.000? Am primit niște, am primit cadou niște bitcoin și nu prea sunt eu așa cu ele. Adică le am ca și cum. Sunt ca banii, se scumpesc, se ieftinesc. Bitcoin-uri care sunt? Coin-urile alea? Păi și poți să le vinzi pe asta? Cum, da, cum le dai tu la oamenii? La oamenii în oraș. Am învățat eu azi cum se dă. Apeși pe ziar acolo, o comandă și... Să trăiți. Am înțeles. Să scrie acolo pe ziar ceva. Bă, fiți atenți, dacă voi aveți doar 130 de milioane, vă dau mai puțin din ei. Și vă dăm și bitcoinii 300. Nu am ce să fac cu bitcoin, auzi, că am bitcoin. Nici dacă vrei să mi dai degeaba, nu-ți iau, că n-am ce să fac cu ei. La curcubeu, la casă. Haide, salut, n-a bebe. Vă pup, fratele meu, am plecat într-o săptămână de vedem. Alin, mă bucur că ați terminat, ticule. Vă pup, să aveți drum bune și ne vedem pe aici. Bani. 130. Nu vreți, e prea puțin. Lăsați că o să-i țin eu atunci. O să-i țin eu și... A, ok. Da, da, vi dau dacă aveți bani. Răsiți zona, vă rog frumos, toți. Care dintre voi are bani? Vă alegi. Toți, punem toți bani. Păi luați unul, că nu-mi dați din 10 părți. Oricum nu putem să vină pe toți de dată. De ce? Dacă este transfer bancară. Păi... Fă-mi transfer. Eu am banii murdari la mine. Am, fii atent cât am, am 62.500, nu, 62.000. 62 de milioane, nu de mii, 62 de milioane. Așa. Bani murdari. Pericol, te pup, ne vedem peste 5 zile, am plecat în Dubai. Eu am 3. Red Fear, să ai distracție plăcută ce în Dubai. Ce ai cu banii aia? Tu cât ai, Andrei? Eu am bani. Cât? Am 500 cât? De milioane. Păi pune tu direct. Păi eu singur? Mai pun și eu 20. La organizație întreagă? Păi eu pun cât am. Spun maxim, da. Și dacă vrei să mai dau și bitcoin ție. Băieți, de ce ați ieșit din treaba aia acolo? Poftim? Băieții mei, băieți, de ce nu v-ați dus? Băi, mergeți acolo, nu într-un casă, haideți. În casă toată lumea. Băi, Gianni, voi de ce ați ieșit, bă, de acolo, bă? Haideți că... O secundă, de ce ați ieșit de acolo? Intrați odată acolo în casă, nu mai stați aici afară. Puteți să mergeți în spatele casei dacă tot vrei să vă frichiniți pe aici. Ia ziceți, băi, care dă banii? Acum băiatul de acolo. Păi că mi-am dat doar cu părere, îmi pare rău dacă am deranjat. N-ai deranjat, Daria, cu nimic nu ai deranjat. Doar că nu, ceea ce vrei tu nu ești ceea ce vreau eu sau ceea ce îți dorești. Băi, vedeți ce e cu ăla pe aici. Lasă și pe ăla să intre în casă, că o să fie... Intrați în casă. Tu dorești capul mafia Anonymous, ai grijă? Bă, nu cred. Nu cred, băi, eu nu ștrengam. Da? Am aflat că am făcut rost de 65 de milioane de bani murdari, mă cumpărăm 10 dacă... Nu mai vrei, nu mai vând, că ți-i țin eu de asta, am zis. Era singura afacere pe care voiam să o fac, gen, știi? Că era pe mine m-a ajutat și până data viitoare. 10 vă dăm 30 pe ei. Vă dăm triplu banii pe ei, 30 de milioane. Hai să vă ajut pe voi să fie, na. Treci okay, în casă. Dă-mi bani, Andrei. Stai ai bani la tine? Eu, dă-mi 10 milioane că eu am la mine. Bun. Pune-mi aici, am portofelul. Eu mă duc în Egipt, te pup și te respect să stai copilul mare. Veronica, Egipt, iau, ce frumos. Sportivul. Care sunt ce zici? Am primit apelul. Să-mi dați mie banii, domnul bebe. Da, hai lângă mine, ești rău. Ce apel? 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, ok, am înțeles. Să mai pun aici pe... Ia, uitați aici, toți în geantă. Vă mulțumesc frumos.
Mersi frumos, nu știu cât mi-ai dat când m-am uitat, dar e ok. Luați geanta de jos, luați geanta de jos, sunt toți în geanta, îi luați banii și mi-o dați înapoi. Numărați dacă vreți. Ați luat geanta, mă. Am luat-o, am luat-o, cum să nu. Așa, da. Numărați banii, puneți deoparte și... Da, e bine, domnule, e bine, puteți să o luați, uite, am pus-o jos înapoi. Mulțumesc mult. Da, dacă mai aveți nevoie de ceva, îmi dați un telefon. Sigur, acolo. sigur. Mulțumim de ajutor. N-aveți mulțumim de la fel. O seară frumoasă. Să aveți baftă, salutare la fel, mulțumim. Aulă, hai să împărțim și noi banii, Florine. Eu cred că să împărțim banii, eu cred că trebuie să mă uit înapoi ca să găsești CNP-ul ăla. Bă, fii atent, CNP-ul lui era 18069 sau cea de genul. 18069, ok. Laur, pune și mie acolo un pic. Cu păr alb? Da, exact. Brea. Dar nu știu cine era, sincer, dar... Dar nici eu nu cred că e oficial. L-ai crăpat pe băiatul ăsta? Roșie, dacă... Eu l-am nenorocit o leacă. Ia bacterii, cuțit. Îi dau eu apă roșie, dacă vreau. De ce era ei da, mă, cuțit, mă? Că eu l-am trimis în casă. Eu l-am trimis în casă. Vine bebe, cuțit. Mamă, ia uite ce linie frumoasă aici, trăiască vouă. Băieți, fiți atenți aici cum facem. Atenți. O să împărțim banii aici în ăsta și o să ieșiți părând gen de aici. Ieșiți părând, okay. Mai mâncăm o semiță și banii se dau sus gen la... Cum ați ieșit din frigider, v-ați dus afară în linie, da? Da, da. Să trăiți. Vreau să rămâneți exact în poziția asta și o să se înceapă din partea asta de aici. Care vrea să mă ajute cu banii? O să te ajut eu, vrei, dacă vrei. Câți băieți sunt? Ia să vedem câți băieți sunt. E toată lumea aici înăuntru? Bă, nu mai suflați, mă, băieți. Mă suflam, mă, în ăla. Băieți, toată lumea jos care vrea bani să vină în frigider. Bine. Jos în frigider. Hai că vin și eu. Cine nu o să fie în frigider, cine nu o să fie în momentul ăsta în frigider, nici nu o să mai intre și aici nu se mai intră în frigider din momentul ăsta. Domnul Bebe, poți să-l banești pe 2302, că face grădire pe stație. Suntem 35 jos. Are cineva să-mi dea și mie o apă, vă rog? Mama, iar o de la 2302. Are cineva să-mi dea și mie o apă, vă rog? Gata, băieți, nu mai deranjează băiatul. Nu mai jigniți. 7 zile este liniștit. Băieți, deci vreau să... Dacă... De ce nu vă cumpărați, mă? Băi, fiți atenți, după jeaful ăsta toți aveți bani. Vreau frumos să mergeți să vă cumpărați apă, să aveți apă la voi. Atât de mult încât să dați și la alții când e nevoie. Ne trezim, deci avem multă apă la noi, ne luăm vreo 30 de sticle și după când murim vine un idiot și ne ia toate ghezanta. Mai știa da. Noastră. Da, păi nu știu, mai memorați CNP-urile. Luați CNP-urile. Da, eu asta fac de obicei, asta fac eu. Așa eu iau CNP-urile și vin la oficial. Domnul Bebe? Da. Domnul Bebe. Redic, salut, Iclu, te pup. E tartă. Trebuie să fie unul de încredere care mă ajută, nu pot să dau bani așa la oricine. Îți dau bani și ai... Ai dat veni și ești nebun. Eu te pot ajuta. Se tardă. Cât ia, băi, hai, haideți înapoi în poziție, haideți înapoi în poziție, băi. Sunt de încredere? Băi, treci în linie acolo înapoi, haideți. Dacă se uită deasupra capului tău, s-ar putea să se supere. Băi, vezi că a venit altul, nu acum. Uite ăsta. N-are nimic dacă a venit. Aici împărțim cu toți, suntem o familie aici. Liniște, băi, cu apă puțin, stați un pic să vă număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, suntem 42 aici, să zicem 45, stați așa să fac un calcul, băi, calculator, 45 împărțit la... Nu, am pus prea mult, mă, uite și tu. Împărțit la 60 de milioane. Cât vine? Cât vine, mă? 60 de milioane. Stai că m-a bătut matematica. Împărțit la 45. Vine...
1.300.000, mă. Câte 1.000.000 la fiecare. Cam puțin 1.000.000, nu? 1.033.000. Băieți, ar veni cam... Bre, nu era asta? Care? Asta de ce? Parcă avea mască și șapcă, nu? Nu, ăsta e Cezar, cred. Nu? Caius. Bre, Cezar, era unul care semăna cu matale, nu? Okay. Nu știu. Care băi, Cezar, a fost unul cu noi jos, știi? Da, a luat cu tine jos. Păi nu e el, nu e el, că ăsta e, ăsta, el avea mască neagră, a luat și el, dar avea mască neagră. A plecat atunci, cred că s-a schimbat, dar mi-a dat tot ce a prins la jaf mie, i-am zis eu. S-o dat? Da, mi-a dat tot. Înseamnă că nu mai plecăm la vânătoare. Ce, ce ați luat voi de acolo? Eu am luat niște ceva Diabox și mi-am dat și el niște col. Și ce faci în colea? Nu știu nici eu. Vrei? Să mi le dai după ce terminăm aici. Păi mi le dați, îmi pare, nu mi le dați. Băieți, pune 50-60. Avem... Dacă se rămână ceva, îl dăm la înapoi. Nu, bre, stai un pic, am pus... La cât suntem acum, suntem în jur de 45 aici. Ar veni cam... Hai să punem 50, gen. Ar veni cam 1.000.000 de fiecare, băieți. Vă coafează 1.000.000? Nu. Sau e cam puțin? Cam puțin. Cam puțin. Mie mi-e bine. Fii atent, fii atent cum facem. Cu băiatul ăla de afară ce e aici? Ăla cu mască. Ăla vrea să intri și el. Aici în familie. Ce e aici, vrei? Ședință cu părinți. Afară. Liniște, liniște. Bă, cine zice că e puțin, merge sus și le dăm la ăștia care se mulțumesc. Mă mulțumesc. Nu mă, stați așa puțin, fiți atenți puțin ca să înțelegeți. Noi am luat în jur de, nu știu câți bani murdar mai aveam eu, sincer. Tu cât ai luat, Florin? Câți bani murdar mai de tu? Vreun 1.200.000 și ceva. Dacă am puțin de data asta. Așa. Deci noi nu știu exact câți bani am făcut. Ieri, data trecută a fost 12 milioane. Deci 12 milioane, iată ce-s puțin, băiți. Ar însemna 12 milioane, ar însemna cam 30 de milioane. Cam atâta luăm de la un jaf, băiți, în jur de 60 de milioane, sincer. Și noi dacă maxim. Suntem mulți, noi dacă suntem mulți, cam atâta vine la fiecare gen. Vine... Să pleci. Mulțumesc, eu mă mulțumesc. E bine, eu mă mulțumesc. Ideea e că dacă într-o să... Suntem prea mulți ca să, gen să... Mai scărții ăla în gura ta. Ce zici? Poate fac ai lui ceva. Bă, trimite. Bă, nu tragi, nu trage, bă, nu trage, mă, bă, Florine, dacă tragi, ce zici, că nu o să mai scârție? Nu mai scârție, gata. Nu mai scârție. A luat balama, bă. Florine. A rupt parcurile la pat, mai știu ce făcea ala acolo. Bă, da, ne simțit. Băieți, fiți atenți. O să primiți toți câte 1.000.000, ok? Hai, faceți-mi loc să ieșim de aici, faceți-mi loc să ieșim de aici. Băi, voi, când zic faceți-mi loc, nu înseamnă să ieșiți, bă. Cine iese afară din camera asta, iese de tot, nu mai primește bani. Bă, dă-ți vrea că intru înapoi. Hai, intrați în bancă, înăuntru, acolo care vrea bani. Yes, tu stai aici, Florin, cu mine. Băi, unde te duci, mă, Tudore? Nu vrei bani? Păi cine e ăsta, mă? Și Tudor. E Tudor. Păi și ce nu vorbește? Cine nu vrea bani, afară în curte, în linie. Haideți, afară în curte, în linie. Ce-i Cezar? Sau care nu i-a zis? Care, mă, tot vorbește, mă, zic? Băieți, care nu vrea bani, afară, că vă împuși pe toți. Afară! Doar, Florin, tu rămâi cu mine aici. Auzi, poți să primești și bani? Băi, treci acolo înăuntru. Bă, voi treceți în cameră că vă împuși. Păi ai zis care nu vrea bani să pasează. Păi afară, nu vrei bani, urcă odată, ieși. Nu mă atrage, bă, bă, stai. Bre, tu de ce nu ieși afară, bre? Ieși tu, bre, du-te sus. Zim repede că am treabă aici, eu încerc să organizez, tu vrei să-mi zici ceva. M-a omorât unul când am vrut să dăm jaful și ne-a omorât random. Cine te-a omorât? Nu știu, că asta vreau să aflu. Păi și ce crezi că eu sunt baba Nova sau cum cheamă pe aia de ghicești, ce te-a omorât? Și eu zic că nu poate să-mi se vadă cine pe ăla la care m-a omorât. Păi și eu de unde să știu, bă, frate, cine te-a omorât? Nu știu, eu de unde, nu, de-al nostru sau cine? Da. Pana mea, dacă n-ai văzut cum vrei, dacă ai
dacă ai vedea cine te-a omorât, dacă vedeai cine te-a omorât, ne ocupăm de el, dar așa... Crezi că pui, întrebă care l-ați omorât și o zic că eu, mânea bebe, îmi cer scuze, aia, m-ați prins, omorâți-mă, nu o să recunoască niciunul, îți dai seama. Hai, mergeți afară, băi, ăla de sus, Tudore, afară de aici, nu vreau să mai văd pe niciun aici. Stai așa să-ți dau banii, Florine. Mamă. Am fost și pe cască. Băi, faceți o linie aici. Faceți o linie frumoasă. Tu du-te acolo, pe la, nu, pe trepte stai, pe trepte acolo. Băi, ai armă, Bogdane? Da, am. Vino încoace. Tu scoți de aici din cameră câte unul și îl trimiți la Nea Florin acolo sus să ia banii. După ce pleacă ăla de acolo, mai aduci unul. Și tot așa, da? Dacă iese 2-3 în voie să trag în ei? Dacă ies mai mulți, sunt fiate. Băi, băieți, liniște, fiți atenți, ascultați-mă cu mare încredere. Dați-vă puțin de aici, din față. Dați-vă, mă. Băieți, ascultați, fii atent. Trebuie să ieșiți câte unul. Dacă ieșiți mai mult de unul sau doi, bă, oprește aia. Fără muzică, băi, glant. Dați-mi puțin CNP-ul lui, vă rog, că l-ajut eu. 6-4-4-6. 6-4? Oprește-mă muzică. 6-4? 6-4-6-7. Salut! Așa, băieți, fiți atenți aici. Trebuie să ieșiți din cameră câte unul, e foarte important. Toată lumea primește bani, dar ieșiți câte unul afară, ieșiți afară, urcați primele trepte, mergeți la Florin, primiți banii, după care afară, direct în curte. Dacă ieșiți mai mult de unul afară din cameră, Bogdan, care e aici, are dreptul să vă împuște. O să ne împingă unii. Bine. Nu vă... Da. Mai bine stați în spate și ieșiți pântre ultimii. Dacă ieșiți mai mult de unul, bă, dacă ieșiți mai mult de unul, o să vă împuște. Treaba voastră. Eu atâta vă zic. Eu nu mai cobor aici jos. Eu mă duc sus. Banii s-au dat, ai rămas jos, ai pierdut tot. Hai. Te ocup, Bogdane. Dacă iese mai mult, dacă ies mai mulți... Rămâi pe loc, că n-am zis. Trei, eu să am grijă care... Bă, nici primul n-a putut, mă, nici primul n-a putut să iasă unul, mă. Am plecat de acolo, băi, că e, mă... Doamne, băieți. Ce mașină faină ai, nebunule? Ce drifturi, bă, că pe aici... Deci că e de la noi, din familie, cu ea. Păi... Ia uite-l și pe ăla, ia uite-l și pe ăla. Păi e de la noi, de la familie, de aici. Păi aia zic. Mai ai probleme cu pistiul, nu, băieți, am rezolvat. Era de la... cum se numește? Problema mare la ea e că dacă sari să strici. Stai așa, băi, să-mi iau și o mașină. Deci, nu, te ce mașină să-mi iau, frate, nu mă pasă. Bre, dar nu mă vezi, bre, aici, bre! Bă, nu mă vezi, mă, aici, că sunt în fața ta? Bă. Îi dau. Îi dau? Lasă-mă să-i dau. Te rog. Lasă-l, mă. Te rog. 1, 8, 9, 5, 3. Ce vorbești, mă, că i-am dat din ăsta, nici nu s-a dus de aici, i-am dat respawn-ii link aici, ești nebun? Îi dau, glonț! Nu îi mai da. Ma. Cred că avea probleme cu ochii. Astea sunt stricate care sunt așa, Pepe. Gen? Offline. Băi, mă duc, am niște treabă. De la cască, de la voice changer era problema, băieți, de la voice changer, aveam voice changer-ul ăla și de la el era problema. Uite, mașină pe drum. Ce